liceul David Crombie. Bună, Amy! Văd că ești încă supărată. Mi-am cerut scuze de un milion de ori. Ce pot să mai fac? Poți începe să te comporți ca o bună prietenă. Nu te mai înțeleg. Ești ciudată, preocupată. Nu mi-aduc aminte de ultima dată când ți-a păsat de altcineva în afară de tine. Uite, lucrurile au luat o razna în ultima vreme, dar nu te voi mai dezamăgi. Promisiunea degetul mic? Nu încerca să recurgi la partea nostalgică. Așa, aici sunt notițele și testul de istorie al domnului Walker. Cum ai făcut rost de el? El i-a predat și surorii mele. Am auzit că n-a schimbat testul de vreo 20 de ani. Nu mai spune nimănui. Ce e? Notițele? Jumătatea ta? De la capitolul 7 la 12? Notițele? Incredibil! Să ghicesc, Kelly Stone a uitat. De mult nu m-ai dezamăgit. Îmi pare rău, știi, le fac în seara asta, promit. Da, sigur. Jack, unde le-ai găsit? Au căzut din ghiozdanul tău, n-am vrut să le pierzi. Ne vedem! Bună! Știam eu. Îți plac benzile desenate. Știi ce suntem? Suflete pereche. Asta suntem. Pot să văd și eu? Mai târziu, Dizzy. Oare cu ce greșesc? Am nevoie de o schimbare. Oracolul întunecat. S-a terminat. Ce s-a întâmplat? O scrisoare de dragoste. Mai trădat. E vina benzilor desenate. Nu putem permite așa ceva. Oracolul întunecat. Copleșită. Oh, nu e un semn bun. Toată noaptea am făcut notițe pentru ca Annie să mă ierte. Sunt irascibilă, obosită, nu te pune cu mine. Dă-mi hanoracul cel verde, te rog. Când ai găsit-o? Ieri. Mie de ce nu mi-ai zis? Când ai stat la Sage până târziu? Bine, bine, care-s veștile rele? Nu sunt vești rele. Nu sunt găști, nu e sânge, nu sunt dezastre. Violeta dă telefoane ciudate? Nu, fără telefoane. Pentru prima dată nu cade cerul. E vorba de un băiat drăguț care se desparte de iubita lui. Sper să aibă legătură cu Jack și Mary. Ei, nu știu, Kelly, nu crezi că judecata ta e greșită când vine vorba de Jack? Dacă aș fi în locul tău, mi-aș lua gândul. Știi ceva? Tu nu ești eu. Și deja niște benzi desenate își bagă nasul peste tot. Așa că n-am nevoie de tine. În regulă? În regulă. Bine. Pa. Liceul David Crombie. Părinții mei sunt plecați. Ne putem uita la filme toată noaptea. Super! Hei, bună, Annie, îți dau astea de la capitolul 7 la 12. Nu, mersi. Chiar nu am nevoie. M-am ocupat de ele împreună cu Kathleen. Dar am stat trează toată noaptea să le termin. Și la ce oră să vin? Annie? Merg la laboratorul de științe. Altfel travestii va face urât. Voi avea probleme, știi cum e. Ne vedem la prânz. Wow, Dizzy! Mă numesc Dister acum. Da, am decis să preiau controlul asupra vieții și a ținutei. S-a terminat cu tunsoarea de 9 lei la frizerul tatălui meu. Nu-mi cumpără mama haine. Da, ești martorul unei schimbări epocale, amice. Da, succes, amice. Da, dar o schimbare epocală nu e un lucru ușor. Mi-ar prinde bine niște sfaturi despre modă. Regret, ai venit la Altstone. Sfaturi despre modă, vorbește cu Kelly. Da, da, așa e. Merg să vorbesc cu ea. Știi, oi fi eu Dister, dar mai trebuie să progresez. Ooh,
te rog, nu ne face rău, regina întunericului. Mă numesc Claudia. Cine e asta? Abar n-am. Te-am spus că o iubesc? Oh, ce bască chic, super. Mi-o dai mie? A fost uimitor. Și Kelly, mă întrebam, știi, lucrez la imaginea mea. Poate ai observat sau nu. Dar mă întrebam dacă îmi poți da niște sfaturi, știi? Kelly, trebuie să le uiți, să mergi mai departe. Vreau să spun că tu nu crezi că e timpul să-ți faci noi prieteni? Niște prieteni care vor fi alături de tine și care nu te vor dezamăgi. Nu pot să cred că nu accepți plata cu cardul. Știi ce, Dizzy? Cred că ai dreptate. Am? Kelly? Fac eu cinste cu prânzul astăzi. Mulțumesc, Kelly. Bună, Kelly, sunt Claudia. Mergem la masă? Desigur. Nu mergeam la ore, am fost pedepsită. Practic mă plictiseam foarte tare, așa că directorul îmi spune că am nevoie de o provocare, să-mi lărgesc orizonturile. Și uite-mă aici pentru 2 săptămâni la experiența culturală. Fără supărare, dar liceul David Crombie nu e pe gusturile mele. Măcar tu te poți întoarce în Montreal. Eu sunt capturat aici. E a 70-a oară când te uiți în partea aia. Care-i treaba? O prietenie n-a mers cum trebuie? Cred că se poate spune și așa. Annie e cea mai bună prietena mea. A fost, cel puțin. Ne-am certat teribil. Te-a lăsat baltă. Știi de ce ai nevoie? De o schimbare. Vizitează-mă în Montreal. Fratele meu cântă într-o trupă și ne poate scoate într-un club. Da, sigur. De parcă aș putea o convinge pe mama să mă lase în Montreal. Dar cine a pomenit ceva de mama ta? Viața-i scurtă. B-D-V, Kelly. B-D-V? Da, bucură-te de viață. Nu lăsa pe nimeni și nimic să te influențeze. Ține minte, tu îți decizi soarta. Eu cred că dacă te simți bine, fă-o. O vrei? Păstrează-o cu plăcere. Ce faci? Am un plan. Caut cu înverșunare bărțile ascunse. Știi, ca în spiritul cunoașteți dușmanul, trebuie să existe un indiciu. B-D-V, Lens. B-D-V? Ce înseamnă asta? Bucură-te de viață. Neața, Kelly. Sau ar trebui să-ți spun Claudia? Puloverul ăsta îți ia din oxigen. Știu și eu, poate ar trebui să te uiți la benzile desenate. Cred că ai înțeles greșit mesajul. Aia e cureaua mea? N-ai purtat-o de ani de zile. Da, pentru că am căutat-o. Mie îmi stă mai bine cu ea. Cum spui tu? Poate asta are legătură cu tine și cu o fată nouă? Ce părere ai? Cred că exagerez, bine? Și nu voi mai permite acestor benzi desenate să-mi conducă viața. Cum spune Claudia, fiecare își decide soarta. Fiecare își decide soarta. E atât de profund. Suror de cruce. Voi face orice. Hei, de ce mergeți acolo? Distracția e aici. Claudia! Ce e? Sunt drăguț, nu-mi spune că n-ai observat. Oh, cineva e îndrăgostită. Jack? Jack e absolut minunat? Tu ai zis-o. Jack Elliot.
Din păcate, ea e prietena lui, Mary. Ai spus că o să mă suni aseară. Îmi pare foarte rău, dă-mi voie să... Puteam să ies cu prietenii mei. Nu pentru mult timp. Relația aia e sortită pieirii. S-a terminat. Îmi pare rău. Știi ceva? Las pe mine, mă ocup eu. Cum adică? De ce te ocupi? Vei vedea. Ai încredere, surorile trebuie să fie unite. Nu e ceva ce vezi în fiecare zi. Ești bine? Te-ai rănit? Oh, nu, nu. Sunt bine. Vreau doar să fac impresie. Arăt de parcă am fost rănit într-o luptă. Să impresionezi, ha? Spune-mi, te rog, că n-a fost ideea lui Kelly. Ei, să fiu sincer, nu m-a văzut. Arată precum fata aceea din Războinicii. Mersi. Și, cum arăt acum? Pare foarte... periculos. Vezi? Claudia e grozavă. Kelly, unde ai fost? Am ieșit cu Claudia. Minunat. Ia privește aici. Când a apărut revista, puteam să jur că Violeta se uita drept în față. Are altă poziție, vezi? Privește spre cer, spre numărul lui Sage. De asta ne sună. G-A-P, Lens. G-A-P? Găsește-ți altă preocupare. Cred că tu ar trebui să faci asta. Poftim? Surori de cruce. N-am face așa ceva. Aș face orice. Și ce? Violeta are o prietenă nouă. Mare lucru. Și eu am sfârșit. Ia te uită. Pe cine văd eu aici? Perfect. Claudia. Băieți. Știi ce cred eu? Domnișoară Stone? Domnule Slade, eu... Cred că toaleta fetelor e în cealaltă parte. Da, credeți că ar trebui să știu deja, hă? Mhm. Ciudat. Bună! Care-i treaba? Arde nerăbdare. Ce s-a întâmplat cu Jack? Toate bune. E o chestiune de timp până se îndrăgostește nebunește. Bine, trebuie să uit acum de Jack și să merg să învăț pentru testul de mâine la istorie. Cred că n-o să-l dau. Nu poți. De ce nu? Pentru că te vor trimite în Montreal mai repede. Ți-ar păsa? Mi-ai lipsi. Ești drăguță, Kelly, dar n-am nicio șansă să trec testul. Știi, și eu mi-am făcut griji până când Annie mi-a dat o copie. Ai o copie a testului? Uită, nu trebuia să spun nimic. I-am promis lui Annie. Nu mă poți abandona acum, Kelly. Nu după ce am vorbit cu Jack. Oh, uite, e Claudia. Și copia ei. Știi ce? Hai să facem o copie la bibliotecă. Da! Și ce i-ai spus? Ce a spus despre mine? I-am spus totul. Serios? Cam atât. Ce zici, vrei să vii la mine să terminăm? Nu, mă doare creierul. Oricum, avem toate întrebările acum. Ce drăguț! I-ai dat testul. Nu trebuia să ți-l dau, trebuia să știu. Spuneai că ai face orice. Salut! M-am gândit să trec pe
la tine, dar dacă ești ocupat... Nu, da, intră. Nu pot să cred că i-am făcut asta lui Annie. Unde mi-a fost capul? Oh. Piscina. Am o idee. Ce faci? N-avem voie după ore. Relaxează-te, Kelly. Relaxează-te, Maeve. Cel mai bun prieten. Ești bine? Îmi pare rău, ar trebui să învăț. Desigur. E doar un joc. Vii și tu? Vii și tu? De acolo, cursurile de not încep imediat. Și? Ai spus că spectatorii sunt bineveniți. Am venit să văd. Să știi că te-am așteptat. Știa că vom fi aici? Știa că eu voi fi aici. De ce nu-ți lași echipamentul jos și să te alături nouă? Nu-i așa, Kel? Nu, adică... Haide, Jay, nu mă poți refuza. Fie, voi ieși. Mă ajuți? Ajutor. Jack Elliot?
Mary! Ce se petrece aici? Gata, m-am săturat, s-a terminat. Nu, nu, Mary, așteaptă! Cum ai putut? E o chestiune de timp până băiatul ăsta se îndrăgostește, nebunește. N-ai pomenit de mine, nu-i așa? Era vorba de tine. Amintește-ți motoul, Kelly. Dacă te simți bine, fă-o. Te credeam extraordinară. Voiam să fiu ca tine. Acum nu mai vreau. Ah. Salut! Și nu te-ai înecat? Așa se pare. Vei fi bine? Voi fi. Vrei să te aștept? Nu, mă descurc. Hei, ai avut dreptate. Fără ți-am spus eu, bine? Bine. Bună. Tocmai am dat de Claudia. De fapt, ea a dat de mine. Și-a luat rămas bun. Se întoarce în Montreal, cred. Bine. Nu cred că-mi voi recupera basca. Ghinion curat. Ești bine? Da, sunt bine. Asta e bine. Vrei să mergem spre casă? Mersi, dar nu pot. Știi, în mod normal aș vrea, dar trebuie să rămân aici. Da, dacă ai alte planuri. Nu, nu, nu cred că ai înțeles. Nu pot să mă mișc. Nu știu cum altor băieți le place moda asta. Chiar nu știu. Trei oameni mi-au văzut fundul când tocmai mă îndreptam înspre ușă. Stai să vezi. Uite, uite. Ha, 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 ha.